Potrivit șefului ANAF, Lucian Heiuș, 300.000 de agenți economici din România, dintr-un total de 1,6 milioane, nu au cont bancar, aceștia lucrând doar în numerar. În aceste condiții, șeful ANAF, hunedoreanul Lucian Heiuș, pregătește un ordin prin care să reglementeze acest aspect. Asta în condițiile în care există o serie de directive europene care prevăd că un cetățean nu poate fi obligat să își deschidă cont bancar. Lucian Ovidiu Heiuș, președintele ANAF, a vorbit la Digi24 că în prezent încearcă să creeze mecanisme fiscale care să facă cât mai greu eludarea legii. Ceva de mii spre 70.000 de. Există undeva la 300.000 de agenți economici care nu au cont bancar, lucrează numai în numerar. Lucrez cu specialiștii mei la o modificare la codul de procedură fiscală, prin care încerc să reglementez acest aspect. E posibil să ne lovim de niște directive europene prin care nu putem obliga pe cineva să-și deschidă cont bancar. Este un lucru care pe mine mă pune pe gânduri. Dacă nu voi reuși, mi-asum ca președinte ANAF să emit un ordin, a mai transmis Lucian Heiuș. De asemenea, Lucian Heiuș este de părere că în maximum 3 ani vom scăpa de dosarul cu șină, deoarece începe digitalizarea ANAF-ului printr-un proiect de 250 de milioane de euro, bani prevăzuți în PNRR.